pierdut pisica? A pierdut pisica, dar am un motan cu mare. Dacă nu e bun, o să spun la toată lumea. Văd-o la cel bun acolo. Precum ziua de afară, mai motorâtă. Și la haine și în cerului. Eu zic să, dacă tot ne-am permis la asemenea condiții, să mai... Să poate descurs ca să ajungă la colegii la ALDE. Bună dimineața! Eu aș vrea să încep prin a face o precizare vis-a-vis de declarația domnului copreședinte Vasile Blaga din urmă cu 2-3 zile la un post național de televiziune, prin care domnia s-a făcut din nefericire o greșeală, o declarație nerealistă, prin care a spus că PNL Giurgiu nu și-a stabilit încă candidatul la Consiliul Județean. Am avut a doua zi o discuție cu dânsul, chiar și în prezența domnului Beanu, a recunoscut că a fost o greșeală. Pentru noi, pentru PNL Giurgiu, știți foarte bine, rămâne și este și va fi în continuare candidatul PNL Giurgiu la funcția de președinte al Consiliului Județean, domnul Dumitru Beanu, iar pentru cea de primar, domnul Florian Nicolae. Așadar, nu s-a schimbat absolut nimic din acest punct de vedere. Pentru că tot am vorbit de București și de ce se spune pe la București, beneficiez de prezența dumneavoastră aici și vreau să fac un anunț public, am mai postat-o și pe un site de socializare, pentru declarațiile total nefondate și, aș spune eu, irresponsabile ale Ministrului Agriculturii Achim Irimescu, din poziția mea de vicepreședinte al PNL și de copreședinte al Comisiei Naționale de Agricultură a PNL, îi cer public demisia pentru repetatele, aș spune eu, declarații în defavoarea sectorului agricol din România și cu atât mai mult cu cât ultima declarație a domniei sale se referă la producătorul de lactate, produse lactate Brădet, cum că ar fi fost produsele acestor ar fi fost cauza mortalității bebelușilor din Argeș. Nimic mai nefondat, nimic mai rău și mai grav pentru un ministru decât să te autopronunți înainte de a avea rezultatele unor buletine de analiză. De altfel, nu este prima declarație nefondată și irresponsabilă a ministrului Irimescu. În chiar prima săptămână, când după ce a fost numit ministru, a declarat, și vă aduceți aminte cu toții, că toate fructele și legumele din România conțin cantități de pesticide peste limitele admise. Iar a fost o declarație nefondată, fără să aibă în spate anterior buletine de analize. Pentru asta, personal consider că prin pagubele de imagine și materiale aduse sectorului agricol din România, n-ar trebui să mai stea pe scaunul de ministru. O să ajung la subiectul următor, aici pe plaiurile noastre giurgiuvene, și vreau să vă spun că
încă o dată s-a confirmat și nu mi-am dorit, așa cum am spus de anul trecut. Am avut dreptate spunând că în momentul în care Dunărea o să crească în primăvară la viituri, investiția primarului Barbu în zona de agrement va avea probleme. Ca dovadă, Dorel, să spunem așa, a lovit din nou la Giurgiu, Dorel din capul primăriei, pentru că acum când a văzut că apa se apropie de baza celor două cazemate din canalul Cama, au intrat în vrie și au început să facă un dig de protecție. Digul de protecție, vreau să vă spun, contravine legii pescuitului, chiar am studiat-o ca să mă asigur acum pe drum, pentru că se face acum, în perioada de prohibiție. Conform legii pescuitului, orice barare a cursurilor de râu, canale, bălți, japși, care fac ca peștele să nu se poată reproduce, este infracțiune și infracțiunea știți că are conotații penale. Așadar, domnul Dorel s-a apucat de o lucrare fără să aibă autorizațiile necesare de la Ministerul Agriculturii pentru a face acest lucru. Din punctul meu de vedere, am spus-o anul trecut, acolo trebuia să facă o ecluză care să permită circulația apei și nu un dig închis, pentru că apa care va sta în canalul Cama dincolo de acest dig de pământ pe care îl face Dorel și compania, se va, în termen popular, se va cloci în cel mai scurt timp și o să vedeți ce de bărci și ambarcațiuni or să fie pe canalul Cama în zona respectivă. Sigur, sper că alegerile de peste 3 luni de zile să nu mai dea posibilitatea să am premoniții despre realizările lui Dorel, pentru că altfel risc să intru în cartea recordurilor să prognozez de fiecare dată ceea ce va fi să nu se întâmple cu investițiile pe banii publici din municipiul Giurgiu. Da. Dragi colegi, să vă modernizați sistemele audio, puneți niște rotițe la chestiile astea ca să le tragem cu o oață dintr-o parte într alta, că de-aia suntem în secolul tehnologiei. Da? Și asta e o variantă. Da, să vă facem. Hai că facem noi o evaluare să vedem dacă vă prelungim acreditarea, dacă aveți asemenea propuneri. Tot de la o declarație este obligat să pornesc și eu, preluată evident în presă, cum e și normal. Anume că a constatat domnul Barbu că proiectul privind gestionarea deșeurilor este în pericol și, evident, eu sunt principalul vinovat pentru această situație. În primul rând, termenul 30 iunie, termen limită de implementare a proiectului fondurilor europene din sesiunea trecută, este același la nivel național. Dacă acum a aflat dânsul și a început să facă calcule privind finalizarea sau nefinalizarea acestuia, e probabil încă un exemplu despre cât de pregătit este în acest domeniu. N-aș relua toată discuția, dar pentru am oarecare reținere în a spune unor oameni inteligenți din presă și prin denumirea noastră din oraș, de fiecare și de fiecare dată aceleași lucruri, ca să contrazic niște afirmații nefondate care n-au nicio legătură cu substanța problemei. Dar mă refer la două, trei repere. Am fost președintele acestei asociații, am muncit voluntar, fără niciun fel de retribuție, pentru că este cel mai complicat proiect de care am beneficiat și pe care mi-aș dori mai mult decât orice să-l văd finalizat. Subliniez încă o dată, în forma aceasta perfectibilă, proiectul l-am preluat și eu de la domnul Băiangiu. N-am avut posibilitatea să fac modificările, îmbunătățirile pe care ni le-am dorit cu toții, dar aceste modificări îmbunătățiri se pot face pe un alt proiect în sesiunea următoare. Ca președinte al asociației, doar două repere. Se spune că din cauza mea se prelungește acum nepermis și se întârzie procedura privind stabilirea operatorilor care colectează deșeurile. Nimic mai fals. Ca președinte al asociației am avut doar rolul de a prelua documentația de atribuire de la Consiliul Județean și de a o transfera în sistemul electronic de achiziții publice.
Ori nici măcar domnul Barbu, nici altcineva nu poate contesta faptul că respectivul consultant a trimis documentația în formă finală undeva în iulie la Consiliul Județean, anul trecut 2015, iar Consiliul Județean, din motive care îmi scapă și care m-au îngrijorat în acea perioadă mai mult decât aproape orice altceva, a trimis documentația la asociație la jumătatea lunii octombrie 2015. Da? O întârziere pe care nu mi-am explicat-o nici atunci, nu mi-o explic nici acum, dar care cumva are un rol determinant în această întârziere. Repet, asociația n-a avut decât rolul de a prelua această documentație de la Consiliu și de a o ridica în seapă. Lucru pe care l-a făcut asociația în timp util. Mi-am dat demisia în perioada aia pentru că mi-a fost foarte clar că nu se dorește finalizarea proiectului, se dorește doar asocierea mea cu întârzieri și decredibilizarea mea cu riscul de a se bloca un proiect de 20 ceva de milioane de euro. E trist, dar din păcate asta este situația. Sper că se va finaliza acest proiect până la 30 iunie. N-am văzut nici în presă și n-am citit niciun comunicat pe site-ul Consiliului despre stadiul acestei proceduri de evaluare, dar mai spun un singur lucru, la rândul meu, cumva aici, la unison cu domnul Barbu, am susținut și eu că acel centru de management de la Frătești, la recepția căruia am fost prezent în calitate de invitat, eu nu mai eram președinte atunci, dar asta chiar n-ar de unde să știe domnul Barbu, el avea alte priorități la momentul ăla. Putea fi deschis din vara lui 2012, vocea autorizate, spun că el putea fi dat în administrarea societății Eurogrup, societate cu domeniul de activitate în colectarea și transportul deșeurilor, sau dacă cine trebuia să hotărească nu și-a putut asuma asemenea decizie, cea mai potrivită, după părerea mea, s-ar fi salvat multe locuri de muncă și am fi avut deja un sistem funcțional la momentul ăsta. Obligatoriu putea să fie deschis centrul după ce s-a finalizat procedura de atribuire a administrării în favoarea firmei Ecosud. E drept, au fost două procese în instanță, curios pentru mine cum le-a pierdut Consiliul Județean pe amândouă, în favoarea Ecosud, dar cu bune și rele, cred că în 2013 s-a finalizat și aceste procese s-au stabilit definitiv și irevocabil că Ecosud este câștigător. Normal trebuia deschis CMD-ul. N-are nicio legătură administrarea centrului cu această procedură de colectare care este în întârziere și care speră toată lumea să fie finalizată. Nicio legătură. Nu sunt condiționate niciun fel în cadrul proiectului administrarea CMD-ului de la Frătești de finalizarea procedurii de colectare. În sfârșit, e trist că asemenea referiri face un om care pe mine nu m-a convins deloc, revin la domnul Barbu, că se pricepe la proiecte cu fonduri europene. Două sunt asociate domniei sale în Giurgiu, cel de care a vorbit și colegul meu, cu zona de agrement sau de scăldat, nu știu cum să-i spun, de pe canal, și proiectul cu piața de pește. Ambele proiecte neinspirat cel puțin gândite, prost implementate și, din ce înțeleg, cu urmări unele destul de serioase pentru toți cei implicați. Așa că, dar domnul Barbu, dincolo de meritul cu ghilimele de a fi preluat proiectele fostului primar, domnul Iliescu, nu știu exact ce anume competență ar avea în acest domeniu atât de sensibil și de complex. Eu, unul, am spus întotdeauna că nici pe departe, dacă am fost președinte, n-a însemnat că am fost cel mai bun specialist al instituției. Sunt, într-adevăr, profesioniști în Consiliu, cum sunt convins că sunt și în primărie, care pot să contribuie la scrierea, implementarea și finalizarea unor asemenea proiecte. Dar, în continuare, revenind la o logică cumva mai apropiată momentului, eu mă întreb de ce nu apar și propuneri pentru temele importante, între care aceasta a gestionării deșeurilor este cea mai, una dintre cele mai sensibile. De ce nu apar asemenea, dacă vreți, competiții care să demonstreze giurgiuvenilor că ne pricepem, că avem soluții și, mai departe, că le și propunem într-o formă sustenabilă. Pentru mine, acest capitol al protejării mediului este unul foarte important. Din păcate, România, la nivel național, înregistrează foarte mari întârzieri în implementarea proiectelor și angajamentelor asumate. Motiv pentru care fondurile alocate pentru sesiunea 2013-2020, pentru deșeuri cel puțin, sunt întârziate. Tot răuți pe bine, zic eu, pentru că se va finaliza
această evaluare suplimentară și deblocarea respectivă a fondurilor, după alegerile locale, dând posibilitatea unor oameni, sunt absolut convins, mai competenți decât cei care sunt acum în cauză, să gândească și soluții. Spuneam că obligatoriu un proiect va trebui să vizeze îmbunătățirea acestui proiect demarat în 2007, iar dintre toate celelalte, ca să nu vă rețin prea mult, m-aș opri doar la un proiect privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții. Din cunoștințele mele, nici măcar în București nu există un depozit omologat pentru asemenea deșeuri. Am în intenție, dacă va depinde de mine, evident, să propun construirea unui asemenea depozit într-o comună limitrofă județul Ilfov pentru a atrage cantități enorme de moloz din București, nu întâmplător, subliniez, pentru că Giurgiu are o mare problemă la ceea ce înseamnă existența unor trotuare și canale pluviale casetate și în municipiu și cu atât mai mult în județ. Cine nu crede, poate să meargă în comuna Prundu, singura care din acest punct de vedere se ridică la nivelul, la standardul unei comune europene moderne, și casetele pluviale care sunt poziționate de o parte și de alta a drumurilor din interiorul localității ar fi trebuit să reprezintă o soluție inclusiv pentru Giurgiu, pentru cartierele mărginașe unde problemele generate de ploile abundente sunt aceleași de ani și ani de zile și n-am văzut la domnul Barbo sau la primărie în ansamblu ei nici măcar experimental realizat un tronson cu această soluție cea mai simplă și cea mai eficientă. Spuneam de un proiect privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții, pentru că, evident, cu fonduri europene s-ar putea achiziționa o instalație care să compacteze, să mărunțească aceste deșeuri, evident să le condiționeze cu ciment și cu alte componente indispensabile și să producem pavele, dale pentru șanțuri și pentru potețe, pe care să le furnizăm gratuit tuturor comunelor din județul Giurgiu, care vor să-și modernizeze acest tip de infrastructură, dar și orașului Giurgiu, care, repet, nici la această oră nu are trotuare, nici măcar pe artere importante. Dacă ieșim din Giurgiu pe toate drumurile județene, nu toate beneficiază de trotuare, ca să nu mai zic de alte străzi. Da? Deci nevoia de asemenea produse din beton este atât de mare, încât, după părerea mea, un asemenea proiect, dincolo de numărul de locuri de muncă pe care îl va genera, este prioritar. Pentru ce înseamnă acest capitol vast, sensibil și complex al protecției mediului. Închei cu, iarăși, o preocupare, nu e chiar nemulțumire, cum am obișnuit cu situații de genul ăsta. Constat o mare apetență și la cel mai mare partid din județul Giurgiu la acest moment, cel puțin din raportările prezentate de adversarii noștri PSD și la o parte din presă, privind notorietatea și situația candidatului PNL pentru Consiliul Județean Dumitru Bean. Dar mă întreb și eu ca giurgiuvean, dacă tot PSD a promovat această lege într-o formă atât de ipocrită a alegerii președintelui din rândul celor 31 de consilieri și dacă mai sunt doar 3 luni până la alegeri, cine este candidatul PSD la aceste alegeri? Cine e persoana atât de bine pregătită, serioasă, credibilă, căreia giurgiuvenii să fie convinși de acum până la alegeri să-i acorde votul în speranța că într-o asemenea formă de guvernare locală va fi mai bine pentru fiecare dintre noi. Tematica aceasta a contestării altora, de multe ori pe nedrept sau fără niciun fel de substanță, mi se pare total neproductivă și chiar neserioasă. Dacă îi respectăm pe giurgiuveni, cred că ar fi obligatoriu să ne asumăm fiecare acest rol cu bune și rele a unei candidaturi declarate și, mai logic decât atât, mi s-ar părea să avem o competiție pe marginea unor propuneri, a unor soluții
pentru probleme existente, cunoscute și pe care giurgiuvenii și le-ar dori rezolvate în anii următori. Ori nu văd așa ceva. O complicitate și o tăcere totală privind candidatul PSD, ca să nu mai zic de vreo propunere la o problemă a județului pe care eu nu n-am auzit-o, dacă mi-a scăpat cumva, las pe dumneavoastră să comentați această temă. Cred că este cazul să devenim serioși, dacă n-a fost până acum, și să înțelegem că rolul nostru în această precampanie și va urma foarte curând și campania electorală, nu este nici pe departe de credibilizarea adversarului. Dar în mod obligatoriu, preocuparea noastră trebuie să fie aceea de a câștiga încrederea giurgiuvenilor și de a-i convinge pe ei, cei care vor vota pe 5 iunie, de ce pentru un candidat, de ce în favoarea unui partid și de ce în speranța, cum spuneam, a unor soluții pentru municipiul și județul Giurgiu. Sper, mai mult decât multe are alte dorințe personale, să văd o schimbare de atitudine la nivel tuturor partidelor care vor să intre în Consiliul Județean și să promoveze oameni de calitate. Mulțumesc! Eu aș vrea să ating o temă legată de proiectele de hotărâre care urmează a fi analizate în cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Și anume, faptul că Primăria Municipiului Giurgiu propune Consiliul Local al Municipiului Giurgiu o mulțime de acțiuni prelejuite de Ziua Orașului, 23 aprilie, acțiuni care, bineînțeles, suportă o mulțime de cheltuieli. Aș vrea să rog autoritatea locală să privească cu mai multă atenție data când cad zilele orașului, mai ales că intrăm într-o perioadă de post, o perioadă de rugăciune, iar între 23 aprilie și 1 mai, când este Sfintele Paști, și într-adevăr avem și o sărbătoare extraordinară de 1 mai, o sărbătoare pe care o așteaptă toți giurgiuvenii, trebuie să țină cont de nivelul de zgomot în cadrul municipiului Giurgiu, la ca manifestările pe care dorește domnia sa să le extindă pe perioada de o săptămână, să fie atent la cheltuirea banului public, pentru că este foarte important să privim cu atenție aceste sume, aceste fonduri financiare destul de restrânse la nivelul municipiului Giurgiu și să fim atenți cum le cheltuim. Chiar dacă intrăm în campanie electorală, consider că este bine să ne aplecăm cu atenție asupra cheltuirii fondurilor publice. De asemenea, aș dori să felicit consilierii municipali ai Partidului Național Liberal și, bineînțeles, pe toți cei care au semnat inițiativa, proiectul de modificare a hotărârii cu privire la impozitele și taxele locale, în special pe micșorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale, deoarece sumele sunt destul de ridicate și nu justifică aplicabilitatea. Doresc să vă informez că Partidul Național Liberal dorește să privească și să intre în această campanie electorală pe proiecte pentru dezvoltarea municipiului județului Giurgiu, proiecte destul de utile și așteptate de giurgiuveni, ci nu pe măsuri de denigrare a adversarilor politici, așa cum și adversarii politici se gândesc, și alte proiecte nu au decât a denigra candidații Partidului Național Liberal și Partidul Național Liberal. Doresc să închei prin a vă felicita pe toate doamnele, domnișoarele din municipiul Giurgiu, din județul Giurgiu, din România, cu prilejul zilei de 8 martie, Ziua Femeii, așa cum a fost promulgată și de președintele României. La mulți ani și să aveți o viață plină de iubire și pace. Pe băieții fericită, 19 meni. Pe băieții fericită. Da. Dacă sunt întrebări. Poate mă lămuriți dumneavoastră că dacă nu o să verific eu. Eu nu v-am vis-a-vis de proiectul de hotărâre pentru scăderea impozitelor pe clădirile rezidențiale.
a invocat faptul că în codul fiscal era prevăzut adoptarea unei hotărâri la Consiliul Local în termen de 60 de zile, ceea ce s-a și întâmplat. Dar, după cum știu eu, nici codul fiscal și nici legea 215 nu prevede că o hotărâre de Consiliul Local nu ar poate fi și modificată. Absolut corect. Ăsta e răspunsul. Era obligatoriu să... Prima hotărâre, 60 de zile. Dar asta nu înseamnă că nu poate reveni. A mai spus că nu poate fi aplicată începând cu acest an, ci din 2017. Și a dat aici poate vorbește în calitate de economist, dar nu pun mare preț pe cunoștințele domniei sale. Poate este o procedură destul de laborioasă să recalculezi toate aceste impozite și taxe locale, dar categoric, dacă este în favoarea guvernelor și este 100%, cred că acest efort este total justificat și poate fi făcut de specialiștii din primărie și din direcția de... Să pare că unitatea finanțelor publice nu dă voie să remodifice pe parcursul anului. Nu știu. Eu știu că alte unități administrative teritoriale au procedat la asemenea modificări, pentru că, așa cum s-a întâmplat și la Giurgiu, în ședința de Consiliu a fost prezentat trunchiat și incomplet situația și majorarea care va fi aplicabilă clădirilor nerezidențiale. Dacă, o secundă, dacă verificați înregistrarea ședinței, o să vedeți că a fost întrebat reprezentantul Direcției Economice, care a spus că majorarea e de maxim 17%. Și... spun mulți oameni din oraș că depășite procente de 10 ori în, nu procente, sunt depășite de 10 ori sumele aferente anului trecut, anul fiscal. S-a semnalat atunci în ședințe, dar n-a luat nimeni în chestiunea asta. Pentru că exista o creștere la loc, în anumit segment, de la 0,2 la 2%, care se vede 10 ori. De 10 ori, corect, da. Nu, vă rog. Da. A mai spus primarul Barcu că va adresa unei categorii foarte mici de cetățeni, vreo 200 și ceva de persoane care au, vreo 200 și ceva de clădiri, reprezentând vreo 100 și ceva de persoane. Și că nu e corect ca unii care au, de pildă, restaurante și să plătească un impozit și ceilalți să plătească un impozit mai mic, și clădire rezidențială. Da, am citit declarație. Este nereprezentativ exemplu pe care a dat domnia sa și... în locul lui n-aș fi atât de selectiv. Vorbim de giurgiuveni. Încercăm să-i ajutăm pe toți, dar trebuie să ne preocupe în același timp și să nu ne dreptățim un segment dintre concetățenii noștri. Abordarea este una superficială, atribut care îl caracterizează pe domnul Barbu pentru tot acest mandat. Dacă îmi arată de un restaurant care funcționează în clădire nerezidențială, îi fac cinste restaurant. Exemplul acela nu e deloc relevant pentru situația. Nu există așa. Eu, care sunt bun platnic, m-am grăbit să plătesc anul ăsta impozitul la o persoană fizică la sediu de partid. Să mă încadrez până în 31 martie. Și de la 400 de lei anul trecut, anul ăsta am plătit 1200 de lei. Bravo! Felicitări! Tocmai pentru că termenul este, limite este 31 martie, bănuiesc că cei mai mulți dintre giurgiuvenii afectați de această hotărâre au ezitat în a-și plăti până acum acest impozit, astfel încât corecția de care spuneam nu presupune un efort atât de mare încât să fie respins din stat. Da, poate îi ajută mult prea milostivul președinte de Consiliul Județean pe giurgiuveni cu sprijine financiare ca să poată să-și plătească taxele și impozitele. N-au bani. E o idee bună. Da. Alegi pe... Se pare că la Consiliul Județean criteriul este trebuie să fie angajat ca să primești sprijin financiar. Doar așa ești defavorizat. Deci, nu zic cum. Bine, mulțumim. Edificul de gen înseamnă maturitatea societății românești. Însă am să vă spun un singur lucru, că astăzi societatea românească și